Dragi cetățeni ai Comunei Strugari, ne aflăm în preajma Crăciunului și a trecerii într-un nou an, prilej de reflexii, de bilanț și de planuri pentru viitor. În contextul economic în care se află România, am înțeles că șansa dezvoltării se poate baza doar pe fonduri europene. Anul 2018 a consemnat performanța Comunei Strugari de a accesa fonduri pentru dezvoltare prin proiecte pe care le enumăr ca fiind cele mai importante: proiectul de apă și canal, reabilitarea școlii și construcția unei grădinițe în satul Petricica Comunei Strugari, achiziții de utilaje și modernizarea drumurilor comunale. Sunt proiecte care se pot concretiza în anul 2019. Sunt lucruri cu care ne mândrim, sunt realizări care confirmă că am muncit eficient și cu responsabilitate. În preajma sărbătorilor de iarnă, noi toți devenim mai buni, mai îngăduitori, iar spiritul magic al Crăciunului ne cuprinde și ne îndeamnă să adresăm un gând bun și o urare acelora pe care i-am întâlnit, acelora cu care am lucrat, acelora cu care am fost de acord, inclusiv acelora cu care ne-am contrazis. Pentru că fiecare m-ați ajutat într-un fel sau altul de-a lungul acestui an, cu multe sfaturi, dar și critici, vreau să vă mulțumesc și să vă asigur că voi încerca să rezolv problemele pe care le întâmpinăm în comunitatea noastră cu responsabilitate și cu toată grija. Pentru că vă simt pe toți apropiații sufletului meu, vă doresc sincer ca nașterea Domnului să vă aducă sănătate, liniște sufletească și îndepliniri. Crăciun fericit, iar noul an 2019 să aprindă speranța într-un viitor mai bun și cu multe realizări. La mulți ani și Doamne ajută!